Nu mă așteptam să fie atât de dură această supraviețuire aici, în junglă. E greu să te lupți cu foamea. Mi-a fost greu să rezist nopțile ploioase și friguroase. E greu să te lupți cu temperaturi foarte ridicate în timpul jocului. Dar viața mea de sportiv de performanță m-a învățat să nu renunț niciodată, să merg până la capăt. De mic copil mi-a plăcut să fiu competitiv. Îi face bariera înaintea lui TJ Mayer! Îmi doresc să merg până la capăt, să ies din această competiție cu trofeul Survivor România 2022.